În porturile de la malul Mării se aflau miercuri dimineață 55 de nave sub operare. Cele mai multe dintre acestea 51 erau în portul Constanța și 4 în portul Midia. Navele sub operare aveau de încărcat sau descărcat în mare parte cereale, îngrășăminte, containere fiervec sau laminate. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, în rada portului Constanța erau pe 5 ianuarie 19 nave. Dintre acestea, 17 așteptau pentru operare, iar două nu aveau operațiuni portoare. La avizări, miercuri dimineață, potrivit raportărilor, erau șase nave, 4 pentru portul Constanța și 2 pentru portul Midia.